Bună ziua, eu mă numesc Protarad Mihai, am 11 ani, sunt în clasa a 4-a la Școala Internațională Gimnazială Spectrum Ploiești. Titlul proiectului meu este un stingător de incendii foarte eficace. Mai întâi, de ce avem nevoie? Un vas, o lumânare, bicarbonat de sodiu, un aprinzător și oțet. Mai întâi, ce trebuie să facem? Trebuie să punem lumânarea în vas. Apoi, punem bicarbonatul de sodiu în jurul lumânării, dar nu pe lumânare. După ce am pus bicarbonatul de sodiu, trebuie să aprindem lumânarea. După ce am aprins lumânarea, punem puțin oțet pe bicarbonatul de sodiu. După cum puteți vedea, lumânarea s-a stins și dacă încercăm să o aprindem din nou, nu o să meargă. De ce? Bicarbonatul de sodiu împreună cu oțetul generează dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon scoate aerul din vas. Iar pentru că nu mai este oxigen în vas, lumânarea nu se mai poate aprinde. Acesta a fost proiectul meu. Sper că v-a plăcut.